Hala din piața centrală se va închide după sărbătorile pascale. Decizia este luată de autorități ca urmare a solicitării unor cetățeni, dar și a constatării la fața locului a faptului că scările precum și podeaua din interior nu sunt tocmai practice și moderne. Nu prea mi-a plăcut mie intrarea aia la hală și am dispus să închidem hala după 9 mai, adică să treacă Paștele și să închidem un pic hala și vreau să reconfigurez intrarea în hală, scările să le reparăm, mâna curentă care să fie acolo. Iar în interior, după ce ai intrat de la primul rând de urși la al doilea, este o treaptă care nu se vede foarte bine și majoritatea oamenilor, am discutat cu oamenii acolo și se împiedică. Și am vorbit să venim cu același nivel până la scărzi, venim cu gresii frumoase din interior, afară să venim cu granit, mână curentă frumos, uși care să se închidă și deschidă ca la mol, adică să facem o chestie frumoasă, să igienizăm întreaga hală, să facem o treabă frumoasă, am stat și am discutat cu oamenii acolo. Hala centrală va fi astfel închisă după data de 9 mai pentru o săptămână. Deci pe 9 mai închidem pentru o săptămână hala și facem și igienizări și facem ca lucrurile să arate foarte bine. Se estimează că într-o săptămână să se finalizeze lucrările, inclusiv igienizarea halei. Banii pentru executarea acestor lucrări vor fi asigurați din bugetul Direcției Piețelor.